Am revenit. Rugăm, continuăm discuția și rugăm regia să ne dea imaginile, câteva imagini pe care tu le vei comenta. Sigur. Să vedem despre ce e vorba. Apartament Sigur. Cu două camere, spații mici și cu ce l-am putea amenaja. Sigur că da. Tipurile de mobilier. De exemplu. Aici avem randare. O randare, deci, într-un living. Da, un proiect făcut de un designer. Așa arată o propunere făcută unui beneficiar. Da. Este foarte simplu pentru aceștia să-și aleagă mobilierul în momentul în care văd astfel de imagini. Ei văd tot ansamblul locuinței și e foarte simplu pentru ei să ia decizia în achiziționarea de mobilier, de finisaje. În momentul în care nu au detalii atât de relevante, este mai greu să pună la oaltă toate elementele. Toate elementele, da. Și să creeze un concept, de fapt. De asta spuneam, nu? Că apelarea la un designer de interior sau la un arhitect îi ajută foarte mult, pentru că vor rezulta astfel de proiecte, de imagini care îi vor ajuta pe beneficiari să înțeleagă foarte bine în ansamblu locuința pe care o vor avea la final. Livingul acesta, de exemplu, mi se pare un living mic. Da, este un living micuț de apartament. Pereții, vezi combinația de culori pe pereți, tavanul exact alb întotdeauna. Devreme, tavanul, eu am intrat în casele beneficiarilor și am sesizat de multe ori că ei vopsesc culoarea tavanului în culoarea peretelui. Deci mie mi se pare... Nu, asta este este apăsător într-un apartament care nu are o înălțime mai mare de 2,60 m, să ai și o culoare pe tavan, pentru că o să creeze senzația de înălțime mai mică. Exact. Indicat este eventual pereții să fie colorați, culori, nuanțe calde, de pastel, calde. Dar tavanul să rămână alb. Se merge în general pe nuanțe de bej. Nu? Bej, grej, alb, da, griuri foarte, foarte deschise. Tavanul ar trebui întotdeauna să rămână probabil alb, din punctul meu de vedere, indiferent de înălțimea camerei, mici excepții, nu? Mici excepții, poate, la living-uri foarte înalte, cu înălțime pe două nivele sau chiar mai mult, atunci poate să se acordă atenție mai mare și tavanului, se poate colora. Dar într-un apartament nu este indicat. Să urmărim imagini cu livingul în continuare și să vedem ce fel de canapea. Totuși o canapea, uite, aici mare. Aici este chiar o imagine... Văd un colțar destul de mare. Este de fapt rezultatul. Deci, amenajarea făcută după proiectul pe care l-am văzut mai devreme. Deci este exact aceeași imagine. Ce am văzut înainte era o randare, aici este rezultatul final în realitate. În realitate. Vedem într-adevăr acele nuanțe calde care au fost propuse pentru culoarea pereților, parchetul de care vorbeam, lemnul să fie deschis la culoare stejar, bănesc este aici, da. Canapeaua este singura care are o tentă un pic mai închisă, este un gri foarte deschis. Să suporte bine traficul. Exact, da, mai ales dacă vorbeam de o familie cu un copil. Da. În rest, nuanțele sunt foarte deschise. Văd că s-a optat pentru corpuri de mobilier pe perete, nuanțele de stejar, la fel ca și parchetul, alb foarte mult, lucios, exact ce spuneam, deschid foarte mult, reflectă lumină și e foarte important în spațiile mici. Merg și câteva accente. Deci într-un living de genul ăsta poate că ar fi mers o pată de culoare undeva. Eu aș fi văzut o lampă mov. Lampa era albă acolo. Era albă din punctul meu de vedere. Era o lampă albă de podea care poate ar fi creat un contrast mult mai frumos pe peretele acela deschis la culoare. Dar nu e nimic greșit, oricum în a alege numai tonuri calde. Deci nu poți să greșești cu chestia asta. Eventual dacă adaugi foarte multe contraste colorate, multe, atunci s-ar putea să apară un pic de dezordine. Da, probabil pe nuanțele astea neutre n-ar fi o problemă ca accesorizarea să fie puțin mai colorată. Da, e foarte ușor și nuanța din draperie. Sigur, nu? Sigur. Draperie închisă așa, o culoare mai tare aș recomanda în dormitor, poate nu în living. Nu în living. Da, da.
Da. Iată aici, da, văd, este dormitorul. Da. La fel, văd, da, că sunt, parchetul este deschis la culoare. Aceeași nuanță de parchet, același, da, parchet, da, din, în living, nu dormitor, recomand, probabil și holul este amenajat, nu? Da, în aceeași nuanță de parchet. Fragmentarea, adică finisajelor în același apartament. Nu, deci, recomand. Dacă s-a mers pe un parchet deschis la culoare, să fie același în toată casa. Dar se poate face o combinație între parchet în living și dormitor, da, și gresie pe hol, am văzut. Pe hol, da. Sau tot parchet, ce recomanzi? Așa da, așa nu, ca să spun. Eu, părerea mea personală este, mai ales că acum tehnologia a avansat și sunt o mulțime de finisaje foarte rezistente și, da, la uzură și la umiditate, că poți opta pentru parchet chiar și în băi și în bucătărie, chiar și în hol. Dar pentru siguranță și pentru o îngrijire mult mai eficientă, într-adevăr, un hol ar fi indicat să se aleagă gresia. În schimb, bucătăria, baia pot fi foarte bine și îți creează și o atmosferă mult mai caldă dacă au parchet. Parchet. Da, da. Recomand parchet. Sigur. Ce fel de parchet consider că ar trebui să existe într-o locuință, un parchet deschis exact la culoare, vorbeam, am, da, înțeles, uh-huh, dar de calitate cât de cât bună. Acum, sau parchet de trafic, poți să ne spui câteva cuvinte? Să, da, ne spui câteva, da, cuvinte, dacă, despre parchet. Vorbim de apartament, da, care este despre apartamentul în cauză. Da, este într-un complex rezidențial nou, deci, da, este posibil să aibă deja câteva finisaje incluse cum în se prețul practică, apartamentului, da, da. Și de obicei se aleg finisaje un pic mai ieftine. Dacă alegi, da, calitatea lor este mai, da, este slabă, redusă, sigur. Redusă. Dacă alegi să îți finisezi singur apartamentul și să nu-l cumperi cu finisajele incluse, da, puse la dispoziție de dezvoltator, eu aș recomanda parchetul din lemn stratificat, care e foarte rezistent, sau parchetul din lemn masiv, care este un pic mai pretențios. Cel din lemn stratificat este foarte rezistent, poate, da, poate fi la un moment dat și rașchetat și refinisat dacă suferă anumite modificări, uzură, exact, mai mare. Da. Dar și parchetul masiv e foarte, foarte bun și de, bine, foarte lungă. Acum depinde durată, de esența lui. Este și este scump. Scump, da, odată, pretențios, am înțeles că se zgârie foarte, da, repede, da, nu știu, da, de ce. Păi este esență de lemn care imediat, pe orice ai scăpat pe, da, el, da, da, imediat se vede. La cel stratificat e un pic mai ușor de întreținut, rezistă mai bine la uzură. Despre, așa, uite, aici avem iarăși o imagine iarăși, de living, un tapet foarte frumos, da, în spate. Nu mi se pare, acum ce să spun, este foarte frumoasă imaginea, foarte frumos ansamblu, foarte bine ales tipul de mobilier, numai că tapetul cu acea canapea, cum ți se pare, e ok? Face o continuare canapeaua, da, a, da, peretelui? Cred că asta a fost ideea, da? La care acest a fost proiect. Ideea? Dacă spuneam că recomand nuanțele deschise, aici, da, s-a optat și pentru un accent în acest living. Și tapetul și fotoliul sunt cele care fac acest lucru. Canapeaua are o nuanță foarte caldă de cafeniu, dacă nu mă înșel. Da. Pereții sunt albi, totul, covorul este și el cu un degradat de alb către maro, închis și negru. Dar tapetul merge foarte bine, el are, nu știu dacă se vede în aceste fotografii, el are și niște nuanțe de turcoaz, iar când bate lumina, da, în, da, el, nuanțele care se regăsește, se regăsește în exact și la fotoliu, iar cremul acela este cel care se continuă și în canapea.
Deci eu cred că e o alegere potrivită pentru, da, pentru acest living. Este iarăși un, este o încăpere tot de apartament. Aici avem zona de dining care se continuă din, din living-ul pe care tocmai l-am văzut. Este un spațiu foarte micuț, deși aici nu pare pentru că ce pereții sunt foarte deschiși. Ce crezi că are spațiu? Zona asta nu cred că are mai mult de 10 metri pătrați. Este mai mică decât un dormitor de apartament. A încăput foarte bine masa asta, o masă pentru că este extensibilă. Este da? Extensibilă, poate găzdui până la 10 persoane. Da? Și este un bufet foarte discret suspendat pe perete alb, care iarăși este dintr-un material lucios, exact ce spuneam, și care dă senzația de spațiu. Parcă nici nu-l observi, deci este, este foarte discret acolo. Este o oglindă pusă pe perete care iarăși dă senzația de spațiu. Sunt niște mici artificii care artificii te ajută foarte mult. E, aici vreau să te opresc puțin, să te întrerup și să spun. Dacă beneficiarul ar fi mers singur să-și aleagă un bufet lângă masă, bineînțeles măsurând spațiul respectiv, da, ar fi considerat că nu încape niciun fel de bufet. Da. Dar ai văzut acel suspendat, a avut locul exact lui special, da, una da la mână și în al doilea rând, sunt convinsă că ar fi vopsit peretele respectiv într-o altă nuanță mai închisă. Se poate, în da ideea de contrast. Da, da, de a avea ceva special de a avea acolo. Și da, automat, avem... da, ce se întâmpla prin lucrul ăsta? Pereții păreau că vin exact, și te sufocă. Te sufocă, exact. Da. Iar acolo, fiind spațiu deja destul de îngust, dacă am încăput o masă de dining da cu un bufet foarte mic, da, clar totul trebuia să pară foarte luminos și deschis, ca să nu ai senzația aceea apăsătoare. Da, da, exact. Da. Să urmărim în continuare câteva imagini. Chiar dormitorul, dacă chiar imagine. Aici este living, peretele din fața canapelei, da, unde se repetă nuanța aceasta de turcoaz, care este pe fotoliu și pe tapetul din spate. Dar în rest, mobila este foarte deschisă și foarte subtilă. Deci, sunt niște corpuri, da, exact, câteva corpuri pentru depozitare. Și acea etajeră prinsă în panou care contrastează foarte frumos cu turcoazul peretelui. Deci nu este nimic încărcat, dar depozitarea este foarte eficientă. Deci în cele două corpuri module de jos ai suficient spațiu încât să-ți ții unitatea media, eu știu ce aparatură mai dorești să ai în living. Totul ascuns acolo. Totul ascuns, exact, exact. Nu la vedere. Cum crezi exact că acum se practică această metodă, s-a ascuns tot? Da, cred nu... totuși că s-a renunțat la ideea aceea de bibliotecă mare, da, pe care o aveam masivă pe vremea bunicilor, da, living, unde să se vadă toate cărțile, toate colecțiile. Lumea încă are și colecționează cărți, reviste, dar pe care le țin undeva, poate câteva detalii în living, într-un suport de reviste, dar restul sunt ascunse. Sunt depozitate în exact altă cameră, destinată probabil cu destinație specială, ca fiind dacă o bibliotecă, dacă, ai dacă posibilitatea, are posibilitatea, da, să ai, dacă nu, să ai o zonă. Dacă într-un nu, cufăr, probabil, e bine să două, le ții, trei. Da, le ții în corpurile acestea foarte bine compartimentate, nu trebuie să fie neapărat la vedere, da. Da. Îți încarcă și ele spațiu, mai ales dacă este bibliotecă înaltă, pare așa că vine pe tine. De exemplu, uite, avem camera copilului. Da, exact ce povesteam puțin. Și... bebelușul tău acasă cum are? Tot așa nu, o cameră? Bebelușul meu are doar un an și jumătate și încă se bucură de patul acela de care spuneam eu că îl voi extinde la un moment dat. Da, suntem încă la etapa de pătuți de bebeluș. Urmează să renunțăm la zăbrelele din față și să le extindem. Aici este acel pat de care povesteam că se poate transforma și într-un loc de joacă foarte... foarte amuzant. Este un pat de o persoană care a fost suspendat pe niște picioare, i s-a da adăugat o scară, da, și dedesubt este un cort de joacă. Sunt niște perdeluțe textile foarte haioase, bănuiesc că poți găsi sau poți chiar să-ți faci în culorile pe care le vrei. Da. Mobila este din lemn natur, iarăși o nuanță foarte caldă și foarte deschisă.
Lemn-lemn sau furnie? Este lemn-lemn. Lemn masiv? Se vede fladărul lemnului, da. Da? Se văd brut, și nodurile așa, lemnului. Uite, este, frumoasă, da. Este locuit pur și simplu cu un lac transparent, probabil pe bază de apă, fiind vorba de mobilă pentru copii. Da. Și totul este foarte bine organizat. Exact cum îți spuneam, depozitarea se și vede în spate, este full. Deci totul este folosit la maxim. Da. Comodă cu dulăpior pentru hăinuțe, pentru jucării, se vede clar că nu este un dormitor mare. Deci a încăput un pat, un dulap și o comodă. Ce suprafață crezi că are dormitor? 10 metri? Cam așa. Nu cred că are 12 metri pătrați. Nu are, nu? Nu cred. Nu cred. Pătuțul are 2 metri lungime, deci probabil că are undeva la 3 pe 3, maxim 3 pe 4. Da. Maxim, da, ca într-un apartament de bloc normal. Normal. Și soluțiile acestea de a suspenda patul și dedesubt să adaugi ori loc de joacă când e micuț, ori birou, că s-ar putea să nu mai ai loc să-i mai adaugi un birou, sunt foarte eficiente, da. Foarte, să valorifici cât mai mult spațiu, având acest apartament destul de mic. Și este mobilă care îți folosește foarte mulți ani. Deci nu este nevoie să treci de la mobila de bebeluș, o arunci sau o dai mai departe prietenilor și tu trebuie să-ți cumperi cu totul un ansamblu nou pentru în perioada asta, clar. Clar, că da. Trebuie să cheltuim cât mai inteligent. Exact. Poate și nu cheltuiești puțin, în... exact. Dar ai făcut acum te o investiție simți, pe probabil. Care în timp cu siguranță o amortizezi. Da. Da. Avem iată și pătuțul de care povesteam, care se extinde. Se văd aici foarte clar etapele prin care trece. Da. Este un pat tot din lemn, este lemn de stejar. Vopsit. Este lemn de stejar. Aici este un stejar, cred că natur, este locuit doar. Și el poate trece de la... are 5 stagii, practic. Da. Deci un pat de nou născut, care are salteluța ridicată, astfel încât să nu fie nevoie să te apleci, să iei bebelușul din pat. Ulterior poți coborâ salteaua la nivelul cel mai de jos. Să nu sară peste cadru, că deja exact, se ridică pe... Da. Se ridică în picioare. Renunți treptat la barele din jur, astfel încât el să poată să coboare singur din pat. Și la final rămâne un pătuț de junior fără tăbliile acelea înalte. Varianta pentru un copil mai mare este cea extinsă, adică îi se adaugă niște laterale un pic mai lungi patului, astfel încât el să ajungă la o lungime de 2 metri. Aproximativ 1,50-1,60, încât să poată dormi un copil la vârsta copilăriei. Patul de 2 metri este cel de care am vorbit cu loc de joacă de desubt. Deci acela poți să-l iei fără picioarele de supraînălțare. Îl folosești cât timp copilul are până la 4-5 ani, când se poate urca pe scări. Bun. Și când poate urca singur scările, îi adaugi picioarele de supraînălțare și ai creat locul de joacă de desubt. Da. Și automat se schimbă și lui imaginea despre camera lui. Nu mai este plictisitoare și nu-ți mai cere să-i cumpere alt mobilier, pentru că deja patul lui s-a transformat. Nu mai e nu patul s-a plictisit. Acela. Da, exact. Da, sunt soluții foarte inteligente. Încă o cameră de copil, da, cameră de fetiță de data aceasta. Care, iată, are și tobogan, este o nouă invenție. Da. Dar vorbim de același mobilier din lemn, foarte simplu. Este o mobilă din lemn masiv, locuită, foarte rezistentă, foarte robustă, dar căreia îi poți adăuga foarte multe accesorii, astfel încât să transforme camera copilului într-un paradis de imaginație. Sunt foarte multe textile acum multicolore și care îi provoacă la joacă incredibil de frumoase. Iar toboganul, ce să mai spun, că cred că toți prietenii care vin în vizită numai acolo deja o să își dorească să nu-mi petreacă timpul. Nu-mi dau seama, deci este partea de sus. Partea unde de sus, doarme, da, exact. Practic cu salteluța. Prin partea... Și dedesubt e locul de joacă. Exact. Este același pat pe care l-am mai prezentat. Pe care l-am prezentat, doar că aici este pe finisajul alb. Exact, este vopsit cu lac alb. Da. Și la fel se observă că mobila este aleasă pentru depozitare. Deci în partea stângă se vede comoda de haine, iar în partea dreaptă este o ladă pentru jucării. Deci în lădița aia poți să pui câte cutii și jucărele câte vrei.
Dulap de haine putem... Sigur, aici încape fără probleme și un dulap de haine, poate chiar în locul acelei lădițe de jucării care se poate muta oriunde în alt da, loc. Da, da. E vorba și de unghiu în care s-au făcut fotografiile. E posibil ca în acea cameră chiar să fi fost și un dulăpior. Dulăpior, da, nu? Da. Am înțeles. Sunt soluții foarte bune. Atâta timp cât știi că mobilierul l-ai cumpărat acum, când copilul are 2-3 ani, îți doarme în pătuțul acela de o persoană de 2 metri, da? Da. Și peste 2 ani, când e un pic mai puternic și poate să urce pe scări, l-ai înălțat, are loc de joacă de desubt, când intră la școală îi mai adaugi niște prelungiri la picioare care sunt foarte rezistente, ele au și niște cadre, exact, care rigidizează întreg ansamblu. Nu ți-e teamă că se mișcă patul, adică din experiență îți pot spune că sunt foarte solide. Și dedesubt i-ai adăugat un birou. Deci ai pornit de la 2-3 ani cu un pat de o persoană de 2 metri pe care el îl are până la, hai să nu zic 18 ani, că deja sunt foarte mari și poate vor un dormitor de deja adolescent la 18 cu pat ani dublu, cu altceva. Dar îl ții până la 14-15 ani fără probleme. Și este o investiție pe care ai făcut-o pe mai bine de 10 ani și care cred eu că merită toți banii. Atâta timp cât materialele sunt de calitate, lemn masiv. Da, sunt cu siguranță. Deci acum găsești tot ce funcționalități pentru pat și într-adevăr am sesizat că mulți beneficiari caută în disperare dormitoare de copii și nu se pot hotărî niciodată ce să achiziționeze. E greu, pentru copii ai cumpăra... Ar cumpăra orice, și ar aduce lumea după cer, exact, luna după cer. Exact, da. Totul să fie perfect. Să-ți povestesc puțin despre un model de canapea extensibilă care poate arăta foarte elegant. Chiar dacă dedesubt ascunde o saltea foarte confortabilă, pe care pot dormi foarte bine musafirii. Este o canapea... Te avem și imagini. Da, exact. Este o canapea de 3 locuri, care are și un șezlong de relaxare. Ai idee așa de dimensiune? Ce dimensiune? 2 metri 50, așa? Da. Nu depășește. Nu are mai mult de 2 metri 20. Deci se pretează tot de la apartamentele, într-un living micuț, da? Sigur, mai ales că este și pe o nuanță deschisă. Atunci e foarte iar, bine. Iar latura aceea cu șezlongul nu are mai mult de un metru și jumătate, 1,60 m. Deci într-un colț de sufragerie, deci de living, de apartament, este foarte potrivită. Ea se extinde și are un sistem foarte... Exact. Deci arată ca un pat. E pat, exact. Clar. Arată ca un pat, în adevăratul sens al cuvântului. Are o saltea din spumă viscoelastică foarte confortabilă. Deci nu are salteluța aceea subțire prin care simțeai toate arcurile. Da. Deci clar nu e pentru dormire ocazională. Cred că poți dormi folosești în fiecare zi, nu? E vorba de apartamentul acela de o familie cu un copil. La un moment dat, poate cel mic va dori să aibă camera lui și este perfect pentru părinți să folosească o astfel de piesă de mobilier pentru dormit zi de zi. Aici se poate vedea și salteaua cât este de groasă și confortabilă și intră foarte bine în structura canapelei, deci e foarte, foarte bine gândit sistemul. Astfel poți să te bucuri de o canapea foarte elegantă și în același timp să fie și foarte confortabilă când dormi, când dormi pe ea. De asta spuneam, sunt soluții acum foarte bune chiar și pentru apartamente de 2 sau de 3 camere, unde nu îți permiți luxul să-ți pui piese de mobilier foarte mari. Și așa rezolvi și problema dormitului. Și ai un confort extraordinar și când canapea este strânsă și când este deschisă. Materialul era dintr-o stofă albă, probabil că poate fi executat pe orice culoare poate de stofă. Poate să fie cu siguranță, asta depinde de preferințele fiecăruia, dar aș merge pe nuanțele calde de care calde, am vorbit. Se potrivește foarte bine și cu nuanțele de pereți de care vorbeam,
poate fi folosit un tapet deschis la culoare, care este foarte elegant, un tapet în spatele ei, exact, da? Pe perete, în spatele canapelei, da. Poate fi așezat, sigur, un tapet, sigur, într-o culoare tot deschisă. Culoare deschisă, ușor contrast, ai văzut mai devreme, era, da, tapetul acela pe maroniu cu turcoaz. Poți într-adevăr să adaugi un contrast, dar dacă alegi să finisezi toți pereții cu tapet, e bine să ai totuși culori foarte deschise. Am înțeles. Eu propun culori calde. Deci calde, astea sunt, e soluția perfectă. Soluția perfectă. Urmează o scurtă pauză de publicitate, după care revenim.